Nume consacrat în domeniul furnizorilor de echipament agricol din România, NHR Agro Partners s-a prezentat la târgul expozițional Agraria 2011 cu o gamă largă de produse. La standul E18 au putut fi astfel admirate ultimele modele de tractoare marca New Holland, Steyr sau GCB, precum și alte utilaje și mașini agricole din portofoliul companiei. Noi în NHR participăm la Agraria încă de la începuturi, suntem chiar partener oficial al târgului. Deci mai avem puțin și facem și noi 18 ani aici. Bineînțeles, la început am participat sub alte firme. Practic, NHR Agro Partners sărbătorește anul acesta 10 ani de când a fost preluată de firma Vestalpine Intertrading din Austria. Dar putem spune că suntem de la începutul la Agraria și ne bucurăm că în fiecare an sunt prezente cât mai multe firme, clienții sunt din ce în ce mai bine informați și mai interesați de achiziția de produse noi și performante. Din acest motiv, noi căutăm să aducem cât mai multe utilaje care se pretează foarte bine zonei în care ne aflăm, în special în Transilvania, unde există un specific în ceea ce privește dimensiunea fermelor sau chiar anumite culturi care se cultivă mai mult aici, sau chiar zona cu terenuri în pantă, unde, de exemplu, combinele special pentru această zonă le aducem cu sistemul de orizontalizare a sitelor ca să poată lucra în condiții optime și pe terenuri în pantă. Noi reprezentăm pe piața din România mai multe firme, New Holland în primul rând, care produce tractoare și combine, apoi Steyr, care face parte din același grup, și un segment din JCB pentru agricultură, mă refer la încărcătoarele telescopice și tractoare foarte mari cu transmisie vario. De la New Holland aducem tractoare începând cu 70-80 de cai putere până la aproximativ 200 de cai aici pentru zona asta, deși New Holland produce tractoare până la 600 de cai pentru zone din sudul țării unde fermele au dimensiuni mai mari. Iar combine, în special aici aducem combine mai mici, cu 4 sau 5 scuturători, până la 250 de cai putere. Cam asta este solicitarea clienților din zonă. Iar utilajele pe care le oferim clienților împreună cu tractoarele, în special sunt de la firma austriacă Pöttinger, care produce utilaje pentru lucrările solului, inclusiv semănat sau chiar semănat în teren nepregătit, direct în teren nearat, și utilaje pentru zootehnie, pentru recoltarea furajelor, deci cositori, greble, prese, mașini de adunat din remorci, de adunat din brazdă și făcut siloz și așa mai departe. Iar completăm gama de utilaje cu mașini pentru tratamente fitosanitare de la firma daneză Hardy și pentru împrăștiat îngrășăminte de la o firmă tot din Danemarca, Bogbale. Din punct de vedere al vânzărilor, primul trimestru din 2011 a fost unul peste așteptări pentru reprezentanții companiei cu sediul în Otopeni, mai bun decât perioada similară a anului trecut, iar perspectivele sunt și mai optimiste. Am observat o ușoară orientare a clienților pe achiziții pe credit sau leasing, fără să mai aștepte perioade nedeterminate pentru accesarea unui program FEADER. Deci foarte mulți au ajuns la concluzia că e bine să se descurce singur. Dacă lucrurile continuă cum au început, vom depăși cifra de afaceri de anul trecut. Gradul de investiții în agricultură este însă la un nivel mult inferior față de majoritatea statelor europene. Este nevoie de o investiție în tehnică, în agricultură. E foarte clar, asta a priceput și cel mai mic fermier care vrea să câștige bani în agricultură. Și
Piața ne-a ajutat, piața de cereale ne-a ajutat, din cauza prețul a fost destul de mare, nu la începutul racolte, dar în curs. Cred că anul trecut și fermier a câștigat destul de bine. Criza financiară, practic, nu a avut un mare impact asupra agricultură, decât cu un pic cu cumpărare de produse la început, din cauza nu mai au fost atât de mulți bani disponibili pentru depozite mari. Dar în 2010 fermieri în orice caz s-au obișnuit să nu primesc prea multe credite și ce nu ai primit înainte nu te lipsește după. Mie personal a fost frică de 2011 din cauza nu am văzut niciun demers, nici cel mai mic demers din partea guvernul România sau din partea autoritățile, eu nu sunt contra un partid sau contra un guvern, dar nu au făcut absolut nimic care ajută în general situația în România. Clienții noștri au bani, au perspectivă bună, se uită la o racoltă care va fi, de ce vedem astăzi, destul de bine, prețul rămân sus, nu pe același nivel cum sunt aici, acum momentan, dar sus oricum, nu la nivelul care a fost anul trecut și de asta nu putem să plângem. Eu am vorbit de multe ori despre piața cereale unde ușor, ușor TVA devine un cost și care, bineînțeles, fermier simt ca prețul față de alte țări. Dacă la export TVA nu e plătit de la stat și e un cost pentru exportator, atunci asta face presiune la preț. Lipsa finanțării este una dintre marile probleme cu care se confruntă agricultura românească. NHR Agropartners a încercat să găsească soluții pentru a veni în sprijinul fermierilor. Ne organizăm cu finanțare pentru produse cumpărate la noi pentru fermierii noștri. Adică vândem împreună cu finanțare, fie de instituții bancari, fie de firme de leasing, fie de directe la noi, dacă e pe termen scurt, găsim finanțare pentru clienți. Asta e absolut clar. Dar dacă ai finanțat semințe care nu cresc sau care sunt inundate, ce iei înapoi? Acolo e cel mai mare problemă, că e lipsa de garanție pentru inputuri.